Într-un mesaj adresat maramureșenilor, Vasile Vlașin, candidatul Partidului România Unită la alegerile parlamentare din 11 decembrie, invite locuitorii acestui județ să-i se alăture. Aspirantul la unul dintre locurile din Senatul României, care este ghidat la fel ca și colegii săi de sloganul Schimbăm politicienii, alegem oameni, este convins că lupta nu va fi ușoară. Și asta deoarece contracandidații săi dispun de foarte mulți bani și de structuri politice care vor face tot ce e posibil ca să rămână tot ei cu cocoțați în funcții. De aceea vă rog să discutați cu toți prietenii, colegii și rudele voastre și să îi să susțină candidatura mea pentru Senatul României cei care mă cunoaște știți că eu nu am nicio miză personală în această campanie electorală. Candidez pentru că știu cum să aduc un strop de normalitate în societatea românească, susține candidatul PRU la Senat. Vasile Vlașin mai adaugă la acestea faptul că în avantajul său este experiența și faptul că de fiecare dată când a fost într-o funcție publică, a demonstrat că știe să lupte pentru interesul cetățenilor.